174 de spații, iar din dressing ajungem în baie placată cu aur. La nivelul ferestrelor avem aceste fântâni arteziene. Tabla de șah este electronică și a fost primită cadou din partea lui Mihail Gorbaciov. Nu mi-am imaginat că în acele vremuri cineva în România, chiar și soții Ceaușescu, puteau beneficia de un cinematograf. Este la o adâncime de 15 metri de nivelul solului și este proiectat să reziste la două bombe atomice consecutive. Ne aflăm în apartamentul de zi al Elenei Ceaușescu. Toate bijuteriile Elenei care au fost găsite în acest seif în 1989. Pe pat avem așternuturile și pijamalele celor doi. În față avem faimoasa baie de aur. Grădina de iarnă, dressingul oficial, unde chiar vedem hainele. Zona de spa și salonul terapeutic. Există un dispozitiv de realizat valuri. Piscina în sine are aproximativ 3 metri adâncime. Între 18 și 22 de milioane de euro. Salutare, dragilor! Salutare tuturor din București! Ne aflăm la intrarea în celebra casă a familiei Ceaușescu de pe Bulevardul Primăverii, pe care, spre rușinea noastră, nu am vizitat-o până acum, deși am locuit 15 ani, respectiv 10 ani în București. Și ce ocazie minunată cu acest canal de YouTube, că putem și noi să vedem câteva din locurile inedite pe care capitala noastră le oferă. Da, noi mai avem câteva zile până plecăm într-o nouă destinație, dar până atunci am zis să filmăm locuri interesante pe care și noi ne doream să le vedem de aici, din țara noastră. Ați văzut că am fost la Bâlea Lac, ne-am plimbat cu Sania trasă de câini husky, iar acum a venit momentul să vă arătăm o filă de istorie. Eu sunt foarte curioasă cum arată interiorul. Am citit că au piscină, zonă de spa, bine, foarte multe încăperi, cred că peste 170. Băi poleite cu aur. Așadar, haideți să vedem împreună Casa Ceaușescu sau Palatul Primăverii. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Bine ați venit la Palatul Primăverii. Ne aflăm aici în prima încăpere, este biroul principal al lui Nicolae Ceaușescu. Palatul Primăverii are astăzi aproximativ 4400 de metri pătrați, iar până în 1965 era o casă de protocol a fostului președinte Gheorghe Gheorghe Udeș. În 1965, când Gheorghe Gheorghe Udeș moare, la câteva zile Nicolae Ceaușescu se mută în această casă împreună cu familia sa, astfel palatul devine reședința sa de familie. De obicei, în acest birou, Nicolae Ceaușescu primea vizita consilierilor săi personal, ca generalului Ion Mihai Pacepa, dar și a lui Dumitru Popescu, ce era scriitorul său din umbră, ce îi redacta și cenzura textele și discursurile de atunci. În interiorul casei o să vedeți mai multe cadouri primite de către Nicolae Ceaușescu de la diverse personalități ale timpului. De exemplu, în această încăpere, covorul este iranian și a fost primit din partea ultimului șah al Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Yarmer. Iar în vitrina de acolo avem câteva seturi de farfurii decorative ce au fost primite din partea reginei Elisabeta a II-a Marii Britanii. Toate decorațiunile și mobilierul din casă au fost realizate la fabrica Heliade din București, au un stil renascentist, sunt complet din lemn de nuc. Casa Ceaușescu nu a fost niciodată în proprietatea familiei Ceaușescu. De aceea niciun copil al acestora de astăzi, respectiv singurul care trăiește fiind Valentin, nu a putut să revendice această casă. Casa a fost și este în proprietatea statului român. Ne aflăm în cea de-a doua încăpere, este salonul birou al lui Nicolae Ceaușescu, în care piesa de arhitectură de bază este această tablă originală de șah a lui, în care toate piesele sunt realizate din lemn și reprezintă țărani cu port național românesc. Șahul era una dintre pasiunile lui Nicolae Ceaușescu, pe lângă volei, tenis și vânătoare. Tot în această încăpere, întrucât el avea doar 3 clase primare, lua lecții de dicție, de politică, de economie. Parchetul de aici este realizat mai multe esențe de lemn, ca mahon, paltin, nuc și păr african. În vitrină avem câteva fildeșuri lucrate manual africane, ce au fost primite în urma vizitelor sale în Africa în 1972, dar mai ales din partea lui Mobutu Sese Seko, ce era dictatorul Zairului. Este adevărat că pe tabla de șah regele este Ștefan cel Mare și regina Maria? Da, așa este. Tablourile din casă pe care urmează să le vedeți sunt originale ale pictorilor noștri români. Avem și Vermont și Tonița. Ele reprezintă natura, viața la țară, târguri țărănești,
Hore Românești, de asemenea. Câte încăperi are casa? Casa are 174 de spații, iar un apartament are 4 spații. Ne aflăm în apartamentul lui Valentin Ceaușescu. Valentin este primul fiu născut al soților Ceaușescu. El încă trăiește astăzi, are 75 de ani și este pensionar. A lucrat ca fizician, dar mai ales la Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele timp de 43 de ani. Valentin nu a fost niciodată implicat în politică, deși era și el membru al Partidului Comunist Român. Apartamentul lui Valentin este compus din acest birou, dormitor, dressing și baie, pe care urmează să le vedeți. Candelabrul de aici este realizat din cristal de media și este o copie a celor de Boemia. Covorul este realizat în ciznădie, este românesc, iar unde avem astfel de culori pe pereți, este mătase naturală românească. Avem în colțul dormitorului un panou de lemn cu sculpturi de jad, ce a fost primit cadou din partea lui Kim Il-sung, președintele Coreei de Nord. Așa arată baia lui Valentin Ceaușescu. Ne aflăm în holul principal, aceasta este intrarea principală în casă. Palatul Primăverii s-a conservat într-o stare atât de bună, întrucât în 1989, la Revoluție, armata română a fost cea care a securizat și protejat aici casa și perimetrul casei timp de aproximativ 3 luni. De aceea, tot ceea ce vedeți astăzi în casă, deși este aranjat un pic diferit, arată ca în 1989. Cristalele și ușile de aici sunt realizate la Buzău, iar covorul de asemenea este românesc, realizat în ciznădie. Avem un pian, este funcțional, însă pentru familia Ceaușescu era doar o piesă de decor, întrucât nimeni nu știa să cânte la pian. Lângă pian avem o tapiserie flamandă a secolului XIX, primită cadou din partea lui Charles de Gaulle, președintele Franței. Iar în partea cealaltă avem o mică fântână cu mozaic de Murano și placată cu aur. Tot ceea ce vedeți placat cu aur în casă nu este aur masiv. Este un aur industrial, slab, de 7 carate, iar pe de-a întregul reședința este suflată doar cu 150 de grame din acest tip de aur. Această cameră de zi este faimoasă, întrucât a primit vizita lui Richard Nixon, președintele Statelor Unite ale Americii, și singura vizită oficială a unui președinte aici în locație, întrucât soții Ceaușescu erau destul de privați. Candelabrele de aici și oglinda sunt realizate din sticlă de Murano, iar șemineul este doar decorativ, fiind realizat din marmură de Rușchița de la Caraș Severin. La nivelul ferestrelor avem aceste fântâni arteziene, o să le vedeți și în alte încăperi pe parcursul turului. Ele aveau scopul de a reîmprospăta aerul din casă pe parcursul primăverii și al verii, împreună cu acest sistem original de ventilație al casei din cadrul tavanului. Iar încălzirea, pe timpul iernii, sub aceste măști maro de la nivelul ferestrelor, există calorifere de fontă cu încălzire pe bază de gaz. Camera de zi dă spre această frumoasă grădină de vară. Poate așteptând astăzi în grădină, ați observat că avem câțiva păuni. Mai exact, astăzi trăiesc în grădină 18 exemplare de păuni și unii chiar micuți. Ei sunt descendenții celor doi pui pe care Nicolae Ceaușescu i-a adus din Japonia la acel timp. Iar în casă o să vedeți destul de multe decorațiuni cu păuni la nivel de vase, tapiserii, dar mai ales multe mozaicuri. Tot ceea ce este realizat și clădit aici în casa Ceaușescu sunt produse românești. Da. 90%. 90% am zis, da. Ne aflăm în salonul meselor festive și a micului dejun. Aici avem două mese total diferite. La această masă, soții Ceaușescu stăteau doar în ocazii speciale, Crăciun, Paște, aniversări în familie.
Tapiseria de aici este românească, este din lână și este decorată cu păuni, iar în dreptul ei avem vasele Delf primite cadou din partea reginei Juliana, regina Olandei. Televizorul de aici este singurul rămas în întreaga reședință, fiind un Philips Color din 1977, încă funcțional, la care aceștia se uitau. Însă, un nivel mai jos de aici, al casei, există cinematograful cu o capacitate de 20 de persoane la care aceștia se uitau la filme americane. La cealaltă masă, în schimb, aici, soții Ceaușescu stăteau cel mai des ca și familie. Nicolae Ceaușescu fusese diagnosticat cu diabet, iar mesele sale erau proporționate având o dietă destul de strictă. După ce mâncau, stăteau în această zonă de relaxare, unde se jucau șah, cărți, remi. Tabla de șah de aici, Phantom, este electronică și a fost primită cadou din partea lui Mihail Gorbaciov, președintele Uniunii Sovietice. Acum urmează să urmărim un video despre familia Ceaușescu. Din păcate nu putem filma acest moment, însă vom ilustra cu câteva fotografii. Copiii cu vârste între 4 și 7 ani deveneau membrii organizației preșcolare și o imparție. Foarte interesant filmul, a durat cam 15-20 de minute și a fost o călătorie în timp de la începutul comunismului și până în anul 1989, cu multe detalii, cu foarte multe informații și da, suntem în sala de cinematograf. Nu mi-am imaginat că în acele vremuri cineva în România, chiar și soții Ceaușescu, puteau beneficia de un cinematograf acasă. Cinematograful are 20 de locuri cu sistem audio-video Philips. De asemenea, pereții sălii de cinematograf sunt decorați cu mătase, catifea și cusuți cu fir auriu, asemănător cu veșmintele preoțești. Dacă vă uitați cu atenție pe materialul aplicat, puteți remarca încadrat în cerc monograma lui Isus, un simbol creștin. Candelabrele sunt realizate din cristal de boemia adus din Cehia. Mobilierul este decorat în stil Art Nouveau, stil francez realizat din lemn de cireș. Lui Nicolae Ceaușescu îi plăceau mult filmele americane, însă în special cele gen western cu gangster, dar și seriale precum Kojak din 1973 cu Telly Savalas și Marele Gatsby din 1974. Filmul românesc preferat de fostul lider al țării era Buzduganul cu trei peceți din 1977, cel cu Mihai Viteazu jucat de Victor Rebenciuc. Aceasta este camera de proiecție. Proiectoarele sunt încă funcționale, iar rolele de film erau aduse din arhiva Sahia Film, proiectate pentru familia Ceaușescu, după care acestea erau returnate. O singură rolă a mai rămas în casă, un film cu Cobra cu Sylvester Stallone. Obișnuia să fie un spațiu de recreere și de degustare folosit destul de rar, totuși, este decorat în stil medieval românesc al secolului al XVIII-lea, după modelul decorativ al mănăstirii Horezu din județul Vâlcea și realizat în întregime din lemn de nuc. Băuturile preferate ale lui Ceaușescu erau vinurile românești, precum Galbena de Odobești, dar și Țuica de Pitești. Chiar dacă nu obișnuia să consume alcool, Nicolae Ceaușescu avea o colecție de aproximativ 250 de sticle de vin românesc într-o cameră frigorifică. Ne aflăm în camera Scornicești. În această încăpere se află un magnoliu ornamental realizat din sticlă primit de Nicolae Ceaușescu de la premierul chinez Zhao Ziang în anul 1986. Tot aici se regăsește și ultima sticlă de vin rămasă în casă, un vin alb de Drăgășan din 1959. Încăperea nu a fost folosită, fiind de fapt o anticameră pentru accesul în buncăr. Tot ce vedem noi astăzi este conservat și arată precum în 1989. Dar știu că în anul 1989 au intrat protestatarii aici. Au intrat, e adevărat, din câte știm s-a furat decât mâncare, băutură, câteva haine ale lor. Și atât. Nu s-au atins de obiecte de artă. S-au luat într-adevăr vinurile de aici, aceasta fiind singura care a rămas. Vinul acesta din 59. Ușa este originală a celor care au realizat-o de pe acel timp.
Deci noi mergem acum în bunker, de fapt. În camera și așa bunker, arată, da. Ușa care ne conduce acolo. Vorba dumneavoastră, precum ușa unui submarin. Exact. Foarte, foarte interesant. Repet, este originală, așa arăta în anii 80. Incredibil. Și coborăm aceste scări să vedem cum arată, de fapt, bunkerul familiei Ceaușescu. Ne aflăm în bunker, în camera bunker. Este singura cameră la care mai avem acces, deoarece restul bunkerului a fost sigilat în 1989 de către serviciile de securitate românești. Este la o adâncime de 15 metri de nivelul solului și este proiectat să reziste la două bombe atomice consecutive. Majoritatea obiectelor expuse aici sunt cadouri omagiale primite de la diverse fabrici și membri PCR cu ocazia zilei de naștere, care era considerată zi de sărbătoare națională. În vitrine se regăsesc și echipamente care făceau parte din sistematizarea casei înainte de 1989. Incredibil cum arată, precum o încăpere obișnuită dintr-o casă, adică nici de cum nu spui că te afli într-un bunker, pentru că aveau aici toate condițiile și au creat toate condițiile, de fapt. Ventilația este prin acele rotunduri de sus, de la nivelul grădinii. E răcoare aici, se simte într-adevăr diferența de temperatură și mi se pare interesantă poziționarea lângă cramă. Bunkerul avea inițial și dormitoare și băi, camere de comandă și comunicații, iar intrarea se află în spatele acestui perete. Nu a fost niciodată folosit, dar a fost proiectat să poată găzdui ocupanții pentru aproximativ 6 luni de zile. Tot din bunker pleacă o serie de tuneluri care asigurau evacuarea în diverse puncte strategice din București. Vede că a fost mai târziu asupat. Da, exact, exact. Suntem în holul vânătoare și galeria omagială cu tablouri. Care au fost dăruite cadou? De către diversi copii, membrii ai Partidului Comunist Român. Nicolae Ceaușescu era pasionat de vânătoare. Trofeele sunt cadouri primite de la membri importanți de partid din țară. Majoritatea tablourilor de aici sunt portretele ale cuplului Ceaușescu, realizate de artiști din diverse zone ale țării și nu au fost niciodată expuse în casă. Dacă tot am ajuns la acest aspect legat de pasiunea lui Nicolae Ceaușescu pentru vânătoare, vreau să vă spun un lucru ce am uitat în vlogul filmat la Bâlea Lac, și anume că la cabana Paltinu există camera în care el se caza de fiecare dată atunci când venea la vânătoare de capre negre și este conservată exact ca acum 30-40 de ani. Deci nu ratați și această încăpere atunci când ajungeți pe Transfăgărășan la Bâlea Lac sau la cabana Bâlea. Cabana Paltinu. Obiectele de aici au rămas după ce s-au organizat diverse licitații și ele nu s-au vândut. De asemenea, aici avem faimosul portret care la început îl prezenta pe Nicolae Ceaușescu doar într-o ureche, dacă țineți minte. Era în toate școlile, fabrici, uzine, iar ulterior avem și portretul cu două urechi. Nivel, la etajul 1 avem două apartamente, apartamentul Zoe și al lui Nicu Ceaușescu, cum vă spuneam, ceilalți doi copii ai soților Ceaușescu. Primul apartament de aici este apartamentul lui Nicu Ceaușescu, el era cel de-al treilea copil născut în 1951. El a trăit până la vârsta de 45 de ani și a murit într-o clinică din Viena de ciroză. A fost singurul implicat în politică la acel timp,
fiind prim vicesecretar al UTC-ului și membru al Partidului Comunist de la Sibiu, era considerat un posibil succesor al tatălui său. Un lucru care știm că nu s-a mai întâmplat. Nicu a fost căsătorit doar 2 ani, un mariaj mai mult aranjat de către mama sa, Elena Ceaușescu, și nu a avut urmași. Apartamentul său de aici, compus din acest birou, dormitor, dressing și baie, urmează un stil clasic englezesc. Și din dormitor ajungem în dressing, un dulap mare în partea dreaptă, un tablou pe perete și, bineînțeles, nelipsitul suport care acoperă caloriferul și e foarte frumos de altfel. Iar din dressing ajungem în baie. Ce-mi sare în ochi este cântarul situat aici undeva în față. Chiuveta este aici în partea dreaptă, toaleta pe peretele din față și undeva în stânga este cada cu dușul. Fața celui de-al doilea apartament de la acest nivel este apartamentul Zoe Ceaușescu. Ea era singura lor fiică și cel de-al doilea copil născut în 1949. Zoe a trăit până la vârsta de 57 de ani și a murit de cancer. A fost căsătorită cu Mircea Oprean și nici ea nu a avut urmași. Își dorise o carieră de actriță, însă mama i-a îndrumat-o spre matematică. A absolvit facultatea de matematică de la Universitatea din București și ulterior a lucrat ca matematician și profesor de matematică până în 1989. Apartamentul ei de aici este un pic mai mare, compus din acest salon, dormitor, dressing și baie, cu deschidere către două balcoane diferite și urmează un stil Marie Antoinette franțuzesc. Aceste fântâni arteziene aveau scopul de a reîmprospăta aerul din casă pe timpul primăverii și al verii. Ne aflăm în acest hol dintre cele două apartamente. Cele două vase japoneze de aici au fost cumpărate din bugetul Partidului Comunist Român, iar tapiseria este românească, reprezintă maternitatea fiind o copie după Sabin Bălașa. Luminatorul de aici este natural și este realizat din sticlă de gale, iar balustrada și scările fiind realizate din marmură de Carrara. În spatele nostru se află această ușă. Nu este parte din turul standard de vizitare, dar în spatele ei se află o încăpere pe care Nicolae Ceaușescu și-a dorit-o strict pentru această casă, cu specific rustic, oltenesc, doar unde el se odihnea și stătea frecvent. Era camera lui de odihnă, de relaxare. Da. Ne aflăm în apartamentul de zi al Elenei Ceaușescu. Ea și-a dorit acest apartament de zi, întrucât dorea să se odihnească pe timpul zilei, nederajându-și soțul bolnav de diabet. Dar, bineînțeles, există un apartament comun al celor doi și urmează să-l vedeți în câteva minute. Elena Ceaușescu era cu 2 ani mai mare decât soțul ei, născută în 1916. În 1937 ea devine membra Partidului Comunist Român, iar în 1947 cei doi se căsătoresc. Ulterior, după ascensiunea lui Nicolae Ceaușescu ca și președinte, ea obține mai multe titluri și funcții în stat, devenind a treia putere în stat și, de fapt, mâna dreaptă a lui Nicolae Ceaușescu. Apartamentul ei de zi aici urmează un stil rococo, avem mătase naturală românească pe pereți, candelabrul și oglinda din sticlă de Murano, iar șemineul de asemenea decorativ din marmură de Rușchița. În dormitor avem un seif, toate bijuteriile Elenei care au fost găsite în acest seif în 1989 au fost confiscate de către Banca Națională a României, evaluate și vândute la diferite
licitații ulterior. Și acest dormitor avea o terasă aici în partea stângă. E destul de mică încăperea, dar una dintre cele mai încărcate din punctul meu de vedere. Un fotoliu unde probabil citea sau se odihnea Elena Ceaușescu, alte două fotolii cu o masă situate chiar lângă pat, nelipsitul budoar și câteva obiecte de mobilier. Ne aflăm în salonul Ludovic Luis al XIV-lea aici. În 1970, când soții Ceaușescu vizitează Palatul Versailles din Franța, rămân impresionați de arhitectura palatului și doresc să realizeze în casă un stil asemănător. De aceea, acest salon este realizat într-un stil Ludovic Luis XIV. Șemineul de aici este singurul funcțional din întreaga reședință, fiind realizat din marmură de Carrara. Iar cele două vase Sèvres sunt din porțelan și au fost primite cadou din partea lui Charles de Gaulle, președintele Franței. De obicei, în acest salon, Nicolae Ceaușescu primea vizita miniștrilor săi. Ne aflăm în dormitorul comun, unde pe pat avem așternuturile și pijamalele celor doi, iar în încăpere se află această canapea, care era folosită de către cei doi căței îndrăgiți ai soților Ceaușescu. Erau doi labradori negri, care se numeau Corbu și Sharona și care fusese primiți de când erau pui din partea reginei Elisabeta a II-a Marii Britanii. Ne aflăm la nivelul dressing-urilor de sezon, în care soții Ceaușescu își țineau de că hainele de sezon, de toamnă, de iarnă. În față avem faimoasa baie de aur, care presa a scris în 1989 că ar fi o baie complet din aur. Este o informație eronată, este doar acel tip de 7 carate, parțial suflat, așa cum vă spuneam, în holul principal al casei. Exact la asta m-am dus cu gândul. Vă amintiți că am filmat la Burj Al Arab și acolo aveau lift poleit cu aur și multe, multe alte detalii. Ce observ aici este din nou cântarul. Vedeți oglinzi foarte mari, două chiuvete, bineînțeles prosoape. Culmea, în centru aveau o masă cu două scaune, desigur un alt suport pentru prosoapele folosite la duș, un dulap, alte două oglinzi mari aici. E o baie foarte, foarte încăpătoare. Dar uitați-vă puțin ce tavan avem sus. Multe elemente ne amintesc și de riadurile din Maroc. Pe acest hol avem gresie românească de Cesarom, iar pe pereți aici este cea mai scumpă marmură din casă, este indiană, este scumpă întrucât este foarte greu de prelucrat. Oh, și am ajuns în grădina de iarnă. Ne aflăm în grădina de iarnă, unde avem un luminator retractabil, două fântâne arteziene și un sistem de încălzire cu infraroșu. Până în 1989, această atmosferă era completată de câteva colivii cu păsări exotice, dar care nu mai sunt aici, doar plantele sunt cele din 89. Începând din acest punct al casei, până vom ajunge în grădina de vară, veți vedea pe pereți numai mozaicuri românești, create de către doi artiști români, bine cunoscuți între anii 60-70, se numeau Olga Porumbaru și Florin Pârvulescu, aici stânga-dreapta reprezentând doi porumbei, iar pe celălalt perete este o pereche de păuni reprezentând anotimpurile. La această masă centrală, soții Ceaușescu serveau cafeaua pe timpul iernii. Ne aflăm în dressing-ul principal, compus din acest salon, camera de probă în față și depozitul de haine în spate.
Dintre toate obiectele găsite aici în 1989, unele au fost scoase la licitații, altele au fost și furate în timpul Revoluției, iar o parte au rămas aici înregistrate și inventariate. Elena Ceaușescu avea peste 200 de perechi de încălțăminte de piele, iar ca haine străine avea câteva Chanel Dupies. Cei doi manechini de aici sunt doar cu titlul de prezentare, întrucât ca înălțime, Elena Ceaușescu avea 1,65, iar el avea 1,62, purtând talonete ca să o ajungă. Oh, și am ajuns acum în dressing-ul oficial, unde chiar vedem hainele Elenei Ceaușescu aici, expuse în partea de jos. Vedem rochii, costume, încălțăminte. Aici sunt niște blănuri, iar lângă costumele lui Nicolae Ceaușescu. Este imens, imens. Stânga-dreapta, vă dați seama că erau dulapuri în care hainele erau depozitate. Ne aflăm în zona de spa și salonul terapeutic. La dreapta avem saună uscată. În față este salonul terapeutic compus din ozonoterapie, electroterapie, dușuri scoțiene, băi galvanice. Iar spre stânga avem coaforul și frizeria. Iar în coafor găsim chiar o lampă de bronzat a Elenei Ceaușescu de pe acel timp. Ne aflăm în ultima încăpere din cadrul turului, piscina. Doar piscina a fost realizată timp de 2 ani din peste 1 milion de mici piese de mozaic și este creația celor doi artiști români de care vă spuneam. De data aceasta chiar le vedeți numele scris pe pereți, Olga Porumbaru, Florin Pârvulescu. Ce și-au dorit ei să reprezinte aici este zodiacul, o scenă cosmică, în față este un peisaj acvatic, lateral o lume reprezentată de flori și păsări. Piscina în sine are aproximativ 3 metri adâncime, luminată și încălzită pe timpul iernii. În acea cutie există un dispozitiv de realizat valuri încă funcționabil. În fața piscinei avem această grădină. Este o copie fidelă a grădinilor lui Fidel Castro din Cuba, iar până în 1989 grădina era mult mai extinsă până la clădirile portocalii de pe strada Molière. Deci toate aceste ambasade, instituții, apartamente care astăzi înconjoară Casa Ceaușescu nu erau aici până în 1989. Și acum am ajuns în grădină, turul s-a încheiat. În momentul de față e o cafenea aici, în zona în care probabil soții ieșeau să-și bea și ei cafeaua în zilele de weekend, de sărbătoare. E un păun acolo sus, foarte frumos colorat și destul de bătrân. Ce am aflat e că atunci când soții Ceaușescu locuiau aici, bulevardul Primăverii, toate străzile din jur erau închise pentru liniște. Era de așteptat. Pentru siguranță. Probabil, da. Undeva în partea stângă este bucătăria angajaților. Casa Ceaușescu a avut pe perioada funcționării între 10 și 12 angajați care nu locuiau aici, ci veneau doar la programul de lucru. Dar cum a fost? Eu nu mi-am imaginat că soții Ceaușescu acele vremuri, în acei ani, trăiau într-un astfel de lux. Am fost mută de uimire. Detalii, pereți sculptați, tapet, mozaicuri, piscină. Tehnologie pentru acele vremuri. Valuri, cinematograf, frizerie. Adică salon solar avea Elena Ceaușescu. Ce dressing, da. Mi se pare ireal. Vă invităm pe voi să veniți dacă aveți timp în weekend. E o plimbare, să spunem așa, sau o vizită de sâmbătă după amiază, excelentă, spun eu, dacă sunteți în București sau din București. Noi am optat pentru un tur privat care costă 260 de lei de persoană. Bineînțeles, pentru a filma se plătește o taxă suplimentară, dar există și varianta de a vizita Casa Ceaușescu cu un grup. 65 de lei costă biletul. Peste 50% dintre turiștii care vizitează Casa Ceaușescu sunt străini, cei mai mulți americani, italieni. N-am reținut celelalte naționalități. Așa arată cafeneaua, respectiv pergola. Aici undeva în partea stângă e un magazin de suveniruri. Putem să cumpărăm un vin care poartă numele acestei locații și alte obiecte, suveniruri care să ne amintească de România. Bineînțeles, e o
secțiune destinată mai mult turiștilor străini. Icăni pictate, săpun muncitoresc de toaletă cu lavandă pentru iubitorii acestei epoci. Chiar și o statuetă din săpun care costă 60 de lei și îl întruchipează pe Nicolae Ceaușescu. Ne-am luat câte un cappuccino pentru care am plătit 11 lei. Suntem aici în grădina familiei. Vedem casa în fața noastră, cred că sunt camerele copiilor, dacă rețin bine, undeva acolo sus, pentru că ei aveau balcoane. Da, interesantă experiență. Foarte interesant. Eu încă sunt sub impactul a ceea ce am văzut aici, că nu imaginam, repet, că poate să arate așa o casă în România acelor ani. Da. O informație inedită am aflat-o acum. În anul 2016, această proprietate a fost evaluată între 18 și 22 de milioane de euro. Atenție, clădirea a fost evaluată la circa 6-8 milioane de euro, iar terenul la 12-14 milioane de euro. Asta în 2016. Atenție, acum cu siguranță valoarea a crescut mult mai mult. Și de aici, din această încăpere, de pe acest hol imens, unde sunt expuse foarte multe fotografii ale soților Ceaușescu și diversi președinți, ne luăm la revedere de la voi. Sperăm că v-a plăcut vlogul de astăzi, inedit. Am o rugăminte la voi, și anume să lăsați în comentariu cuvântul care să caracterizeze tot ce ați văzut voi astăzi. Pentru mine este opulență. Ne vedem peste câteva zile dintr-o nouă destinație. Vă pupăm! V-am pupat!